Este inacceptabil să supunem un amendament care prezintă riscuri de a reface SIJ sub o altă formă, sub o altă denumire, cu o altă etichetă. Lucrul acesta este propus de colegii din UDMR. Nu poate fi acceptat. Anunțul ministrului Justiției a venit după discuții aprinse în ședința coaliției pe tema secției speciale. Liberalii și cei de la USR ar vrea să convoace Senatul în sesiune extraordinară și să desființeze această secție, iar dosarele să meargă la DNA, DICOT și alte structuri competente. UDMR vrea să fie mutate într-un singur loc, la parchetul general. Eu nu văd niciun blocaj. Nu există nicio condiție. Suntem pentru desfințarea SIJ-ului. Există un amendament din partea noastră. Avem un singur vot în Comisia Juridică și se va vota sau nu se va vota acest amendament. N-am de unde să știu. Pentru a depăși blocajul, liderii PNL și ai USR Plus iau în calcul soluția angajării răspunderii guvernului în fața Parlamentului pe desființarea secției. Astfel, parlamentarii nu vor mai putea vota, ci eventual depune încă o moțiune de cenzură. Partidul Național Liberal susține desființarea secției speciale și după poziția exprimată de Comisia de la Veneția în forma care a fost adoptată în guvern. Nu putem desfința SIJ schimbând pur și simplu o etichetă de pe ușă și mutând tot o secție specială, tot exclusiv destinată magistraților, ca o direcție la parchetul general. Matematica parlamentară arată că, în lipsa voturilor de la PSD și AUR, coaliția are neapărat nevoie de voturile UDMR pentru a adopta legea de desființare a secției speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție.